Rita. Ritorni di te, fata me. Să fii cum eram înainte. E singurul meu copil și ne pesc ochii din cap. Ține în mână poza fiicei și plânge de disperare. Mă aștept să mă sună poliția că e moartă. Povestea dramatică a fetei a început anul trecut. Mai exact, în octombrie. Atunci, acuză mama Angelica fiica ei. O adolescentă de 16 ani ar fi fost ademenită de un tânăr cu 3 ani mai mare, într-un anturaj dubios. Acest băiat a întors împotriva mea, a făcut-o să se lase de școală. El, sora lui, am primit amenințări din partea lor că mă omoară. A terminat cu 9 și ceva școala, a ajuns un copil de... Nu mai se duce la școală, nu mai știe nimic. Era rușine să-i ridice capul de jos. Zicea că vrea să ajungă doctoră, că vrea avea planuri mari, că vrea să ajungă să facă o facultate. S-a dus din când îi cunoaște pe... S-a năruit totul. Tot. A renunțat la școală. A renunțat. Ei au convins. Dar nu acesta a fost cel mai mare rău pe care băiatul îl ar fi făcut fiicei Angelicăi. O droghează. A distrus tot viitorul. Tot. Ajungând să o drogheze. Mă doare rău de tot când o drogată. A pus-o să fure din casă, cu ei au declarat laptop, telefonul a ei care l-a vândut din decembrie, i-am vândut și telefonul, chiar nu am cum să iau legătura cu ea. Dar de ce credeți că fură lucrurile acestea din casă? Eu bănuiesc că pentru droguri. O pune să facă video chat, o pune să fure, să se împată și o droghează probabil. Nu știu, am aflat că o dă și la prostituție. Odată prinsă în această capcană mortală a drogurilor, după cum acuză mama, fiica ei a devenit de nerecunoscut. Odată și dată mine. A început să-mi plece nopțile de acasă. În noiembrie mi-a furat cardul de bani. Mi-a luat pensia după el. A venit la 5 dimineața foarte speriată. A zis că a vrut să plece, să-și omoare. Deci spusele ei. La început, mama Angelica nu a înțeles ce se întâmpla cu fata ei. Însă, într-o seară, a încremenit. Atunci când doctorii i-au dat o veste cumplită. Mi-a venit acasă, o durea pe undeva pe aici, rău de tot, am chemat salvarea, a făcut circ, au venit 3 echipaje de poliție la mine la ușe, că nu mai vrea să meargă la spital, așa am reușit să-i fac analizele și am aflat că se droghează. În zadar, spune mama, a încercat să o aducă înapoi lângă ea pe fata sa. Copila se îndepărta de ea din ce în ce mai tare. A venit drogată și mi-a zis, ca să-mi văd de viața mea, să o las să-și vadă de viața ei, să-i dau procură să plece din țară. Mi-a zis că eu sunt o ratată și că ea ajunge bine cu ei. Țin la ea ca la ochii din cap. Deci e singurul meu copil și aș vrea să redevină fata mea care era înainte. Să-i cunoască pe acești indivizi. Mi-au distrus-o. Stau la plăge, plâng. Am fost noapte când am închis un mult. Doresc să vin acasă și să nu mai umple cu ei. Să nu mai umple cu ei, se lasă, pentru că oricum m-au distrus. Nu mai e copilul meu care era înainte. Poliția nu mă ajută. Cred că o bate, cred că o amenință. Eu cu ei mi-am văzut vânătăi pe arcer să o salvez. Ce spune însă băiatul pe care mama îl acuză că i-ar fi distrus fiica? Urmează să aflați. Avem vești de ultima oră despre fata mamei Angelica. Nu știm ce se întâmplă. E un flagel. Este o nebunie generală. Copii de 14, 15, 16 ani trăiesc de fapt aceste drame despre care își vor da seama prea târziu, poate. Despre drama acestei copile, dar și a mamei sale, o să vorbesc cu invitatele mele de astăzi, doamna psiholog Ioana Tănase, bună Ioana, și Mara Bănică. Haideți să intre alături de noi să ne spună mai multe mama care vrea să-și salveze fiica, Angelica Voicu se numește. Lasă vântul să ne suce lacrimile, lasă ploaia să ne spele păcatele. Bună seara, doamnă! Doamnă, vă rog din suflet să încercați să nu plângeți. Doamnă, nu pot. Asta fac de luni de zile. Singurul unde am început la muncă să mă abțin să nu mai plâng. E singurul loc unde... De cât timp, fata?
totul a început. Are acest anturaj. După 20 octombrie, primară, în noiembrie, mi-a furat pensia, a plecat, a venit la 5 dimineața, m-am trezit, dormea, când avem decât o singură garsonieră, m-am trezit, parcă Dumnezeu m-a trezit la 3 dimineața, am observat că nu e în casă, mi-am sunat sora, mi-a zis, anunț poliția, am anunțat poliția, a venit poliția, am sesizat că am primit mesaj că au fost retrași bani după card. Uh-huh. Am sunat-o, nu-mi răspundea la telefon, avea telefonul oprit. La 5 dimineața a venit foarte speriat acasă și susținea că vrea să discute cu sora mea. Nu putea să doarmă, era atât de speriată, n-am văzut-o în viața mea. După aia mă mințea că se duce la liceu, până când am primit mesaj de la dirigintele că nu se mai ducea la școală. Eu făcusem o convenție, când eram schimbul 2, să-mi trimită poze pe WhatsApp că e în clasă și eu îi trimiteam poze de la muncă. Asta și făceam cu ea, erau poze stocate în telefon, nu știam că primeam mesaje de la cunoscuți, prieteni de acolo, că era văzută cu ei, în special cu sora lui și cu el. Fiulea de la școală nu venea de prietenul să... ei, de băiatul de 19 și sora lui, ani. Sora lui foarte mult, sora lui mi-a vorbit... Cât are sora? 17 ani. Și tot micuță. Da. Dar știați că are un prieten, că e nu, important. Deci eu când l-am văzut pe acest individ, am fost cu el la un majorat și când i-am zis cu acești oameni ai umblat în primăvară, sper să nu te mai apropii de ei, când am văzut... Stați un pic, adică auziseți că ea, cu câteva luni înainte... A umblat într-un anturaj, într-o gașcă. Într-o gașcă, ieșea afară. Cum ați aflat? Ați discutat cu fiica dumneavoastră? Da, îmi spunea că sunt oameni serioși, să-i cunosc și eu am zis, chiar mi-aș dori să văd în ce mediu umbli. Nu s-a concretizat nimic, a plecat cu tata ei la mare, a luat o taicăsul la mare. Dumneavoastră sunteți divorțată. Da, de 3 ani de zile. Și spuneați că a plecat cu tatăl ei la mare. Ce relație există între tată și fiică? Fata s-a îndepărtat foarte mult de el. Dar foarte a fost totuși într-o vacanță. Da, tatăl i-a venit la mine în casă și i-am zis că anul trecut nu am posibilitate să o duc la mare pentru că i-am cumpărat 2 telefoane, un iPhone 8 Plus care nu mai există și toate astea și nu mai așa zis că am rate și nu am cum să o duc, dacă pleacă el, să o ia și pe ea. I-a dat un telefon, smartphone ăsta scump în rate, doamnă? Două, doamnă. În rate? Două și al doilea el a vândut. Oamenii ăsta fac eforturi pentru copiii lor ca să obțină ceea ce dacă copiii merită și învață. L-au vândut ei pe 18 decembrie. 18 decembrie l-a vândut acest individ când mi-a adus o beată moartă și drogată la biroul României. Ca să înțelegem, doamnă, deci ea v-a spus, am o gașcă extraordinară. Asta undeva în primăvară. În primăvară a întrebat și a zis, nu i-ați cunoscut. Nu, sunt nicio după formă. După aceea ați cunoscut acești doi indivizi, adică băiați și pe așa, la o petrecere de majorat. Da, au trecut să iau o fată de acolo și atunci a zis, cu acești indivizi ai umblat tu. Dar de ce nu v-a plăcut? Ce nu v-a doamnă, plăcut dacă la ei? Dacă i-ați fi văzut, plăcut? Vă spun sigur, dacă aveți copil, nici dumneavoastră nu i-ați lăsat cu acești. Nu am copil. Prietenul meu are o fetiță de 15 ani. Noroc că este cu mințică. Și fata mea, până când se cunoaște. Mai știi ce mai intervine, Cristina? Instinctul ăla de părinte. Părintele parcă simte așa ce nu-i bine pentru copilul lui. Spuneați că s-a îndepărtat de tatăl, cum, în ce sens? Sunteți divorțați de 13... De când am divorțat, soțul meu și-a refăcut viața. Are un copil și ea, în ultimul timp, de când a umblat cu acești indivizi, vroia bani... Nu, stați puțin, că eu vreau să vă întreb așa. În urmă cu 3 ani ați divorțat, fata având 13 ani atunci. Da. Nu, la 14 ani, când 14. Era clasa, când a terminat clasa 8-a, după ce a dat examenul de capacitate. Foarte important. A dat capacitatea și alte lucruri. Relația între ea și tată era una bună până la divorț? Până la divorț, da. Și când s-a schimbat, când a aflat că tatăl a renunțat la dumneavoastră și la... și respectiv la ea? Pentru... N-am discutat cu ea, deci era un subiect închis, niciodată n-a dus. Da, nu. Ce subiecte tabu mai aveați? Discutam, mergeam cu ea în mall, în parc, ieșeam, mergeam la Mac, mergeam, ne plimbam. Tabu, adică... Stădeam de vorbă. Ce nu discutați? Orice, de școală îi ziceam să-și termine... de băieți, de... Da, de băieți am zis că... Știți că educația sexuală e foarte importantă. Da, ținând cont de ce era tabu subiectul cu divorțul? Că nu poate a fost, bine, nu a fost, era a fost înainte și cred că a fost și dezamăgită unde ne-am mutat, zona unde este cam rofanată. Eu nu ies din casă decât servici și avem un cățel care îl scot. Pierdut casa, stați un pic. Importante. Deci în momentul divorțului, soțul, fostul soț,
Nu v-a lăsat pe dumneavoastră și fetița să rămâneți în casă? Nu, a trebuit nu, să vă mutați într-o garsonieră. Soacrei mele, soacra, deci proprietatea era soacra mea. Și a trebuit și... să vă mutați dumneavoastră cu o fată. Vă dați seama, înainte de capacitate. Fata, s-a simțit probabil, aici doamna psiholog poate să confirme. Schimbări foarte, foarte multe la o vârstă în care vulnerabilitatea, iată, este un fond în care pot apărea tentații de acest e mod. E posibil ca fata să fi simțit abandonată, sigur, și cumva dată la o parte pentru o nouă, da, familie? Asta cu siguranță că a simțit sentimentul de abandon din partea tatei și alegerea, în primul rând. Adică a ales pe cineva în locul meu. E foarte greu de suportat acest sentiment pentru adulți, dar pentru adolescenții care ei oricum sunt în formare și au multe nevoi. De asta spun că subiectele acestea care sunt considerate, și Mara a punctat foarte bine că de ce e tabu un subiect despre viața sexuală, despre începuturile vieții sexuale. Nu e deloc, nu trebuie să... Mara a punctat de divorț. Bun. Divorțul, discuțiile, e foarte exact, important. Despre divorț. Vorbești orice cu copilul. Adică la capacitatea lui de să nu-i subestimăm pe acești copii, pentru că ei au capacitatea să înțeleagă orice dacă noi știm să ne apropiem de ei. De multe dacă, dau lecții părinților, exact, dacă le arătăm noi încrederea noastră. Noi am fost ca două prietene. Ce s-a întâmplat, doamne, s-a rupt atât de tare? De când i-a cunoscut pe acești indivizi și de când i-au ținut calea și au ademenit-o prin sora lui, că ea de fapt a fost prima prietena. E foarte important să discutăm aceste subiecte astea pentru, pentru cei de acasă. Ea a fost foarte bună prietenă, îmi zicea că nu știu eu să mă comport cu copilul meu, pentru că am făcut foarte multe sacrificii. Nici o mamă n-a făcut tot ce și-a dorit și n-a fost neglijată. Toate mamele fac. Toate mamele fac. Dar stați ca să înțelegem. Deci, ea a devenit... Doamnă, eu pot să înțeleg că sunteți tare emoționată și vreți să ne spuneți cât mai multe, dar vrem și supărată și numai în sufletul dânsei să nu fii ferească Dumnezeu și în pielea, în galoșii dânsei. Dar ca să înțelegem că poate reușim să facem ceva, poate cumva se mișcă vreun angrenaj, vreo autoritate, că fata e minoră. Dar e important, stați până acolo. Fata cum a ajuns să se iubească. Mi-am luat avocat, nu mai îmi răspunde avocatul de două săptămâni. Haideți că poate le rezolvăm, da. Dar faceți-ne, clarificați-ne lucrurile astea. Fata dumneavoastră s-a împrietenit cu această domnișoară, sora individului, după care a început o relație amoroasă cu acest băiat. Nu știu, n-am știut, că mi-a ascuns până când l-am prins pe 8 februarie la mine în casă. Ok. Vecinii toți îmi spunea, când ești tu la muncă, în luna lui ianuarie am lucrat numai schimbul 2, intram la 1:30 și am seara la 10. Toți vecinii îmi spunea că ce e la mine în casă, că vin oameni. Dar erau dubioși. Colegi la școală sau erați vecini? Unde ea s-a lăsat unde de școală, doamne, n-am mai mers. Unde l-a cunoscut școala? A abandonat-o înainte să cunoască acest grup sau după? Deci ea în primăvară a fost în acest grup, a ieșit când a venit cu taicăsul de la mare, n-a mai umblat cu ei, ei i-au ținut calea sau nu știu cum s-au întâlnit, s-au reîntâlnit în octombrie. Eu n-am știut nimic în momentul când a început lumea să-mi scrie. Când am dat-o prima oară la birou, dispărut și cineva din... Deci a fugit de acasă, doamna, haideți să... Da. A plecat de acasă. A plecat de acasă. Și ați odată. Fost la... Nu, doamna, pe 8 februarie i-ați găsit în casă, pe ea, da, și pe el, băiatul ăsta. Ce s-a Bun, lăsați, nu descrieți. Ce s-a întâmplat în momentul ăla? Eu în ziua pe 8 februarie, vecinii spun... Nu, i-ați găsit în casă, punct. Ați găsit-o pe fată cu acest ce băiat. Făcut? Ce a urmat? Am întrebat, fata mea făcea duș, n-am văzut, era liniște în casă. Am zis, ok, nu e nimeni, înseamnă că vecinii m-au mințit. Sincer, asta am și spus. Când... Cum am eu în casă făcut, din ușă nu se vede bucătăria. Aveam două sacoși, că luasem și salariu. Am făcut cumpărăturile și aud că se mișcă... Ceva în bucătărie. Ceva ca... ceai. Și când dau capul, acest individ era la mine în casă, făcea nez. După și cum se... ce reacție a avut el? I-am zis, tu ce cauți la mine în casă? Am vrut să iau telefonul, să chem poliția, a vrut să-mi ia telefonul, mi-a dat în brânci. Laptopul copilului meu era pe pat, am căzut peste el, s-a spart display-ul și mi-a zis când a plecat din casă, în final i-am dat trei palme pe spate aici, de m-a durut trei ore, aveam palma roșie și cât am fost și la poliție în seara aia, mă ustura palma. Și a plecat, a fugit, da, la data. A ieșit să fugă. Și fata? A ieșit din baie și a zis că ce se întâmplă, că ce n-ai zis că e schimbul 2? Și ce s-a întâmplat cu fata? A fugit, a plecat după el. Dezbrăcată? Nu, s-a îmbrăcat și a plecat. Doamna, și de atunci ați mai văzut-o? Da, a venit acasă, seara a venit acasă. Și apoi a fugit iar, că acum stă cu nu, el, nu, înțeleg, nu? Nu, a plecat, nu? Ea practic... A plecat de tot.
După 23 aprilie a plecat de tot, nu vine decât am văzut-o 10 minute, vine în casă. Noi de ce abordăm aceste subiecte? Le abordăm pentru că e o problemă generală. Într-adevăr, este o problemă. Se întâmplă foarte des din păcate. I-am făcut analizele, mi-a ieșit că o droghează. Da. Am auzit de la cunoscuți că o dă la prostituție, că face video chat. Doamnă, dar sunt niște... E, deci este asta vă spun și nu spuneți. Nu mint. Bun, la protecția este. Copilului ați fost? Da, de unde sunteți? Din sector 3, protecția copilului, poliție, mă trimite de la unul la altul. În final mi-am luat avocat. Avocatul m-a mințit că îi dă ordin de restricție, că mi-o internează într-un spital să putem să o dezintoxicăm. Să, astea. S-a întâmplat ceva din toate nu, astea? Nu, nimic. Am dat jumătate a de luat sumă. A luat legătura cineva de la protecția copilului, respectiv un consilier psihologic, un asistent social? S-au făcut demersurile, nici în ziua de azi n-am primit răspuns. Ce s-a întâmplat, doamna? Cât a trecut de atunci? Păi, am fost, cred că până când se înceapă în ianuarie, februarie, a fost și fostul soț, că a trebuit să dea și el în astfel de cazuri, protecția copilului trebuie să reacționeze la secundă. Sigur, atâta da. Vreme cât copilul minor e fugit de acasă, e drogat, fiecare e în pericol. Protecția copilului mi-au spus așa că vă întrerup, că nu se ocupă decât de abandonul școlar și că orice minor se droghează în ziua de azi, fumează cannabis.